seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Și m-au deschis și au spus așa: dumneavoastră aveți un bărbat și doi copii. Nemulțumită de viața pe care o are, Viorica Caraiman din Baraboi, Dondușeni, a ajuns acum 3 ani la ușa unui prezicător. Nu pe cărți. Chiar pe lumânări ne-a spus, pentru că ne-a spus că ne-i foarte rău, ne-i făcut ne-i. Mă duc odată de ușă, îmi spune clar tot. Și eu mă duc și am înțeles tot. Bărbatul din Dondușeni se prezintă drept Dumitru și își valorifică pretinsul dar de a prezice viitorul, cerându-le clienților săi niște sume frumușele de bani. Pe Viorica a reușit să o convingă de faptul că întreaga ei familie este blestemată, iar pentru a scăpa de nenorocirile ce o așteaptă, femeia trebuie să se mute într-o nouă casă. În caz contrar, prezicătorul i-a sortit femeii că își va pierde soțul și va ajunge în mormânt mult prea devreme. Ni făcut așa că dacă n-ați mă stăpânesc eu, n-ați să-mi schimb locul de trai, eu n-am stăiesc mult. Copiii mei să rămâi orfani. Convinsă de prezicător, Viorica este acum în căutarea unei soluții pentru a-și cumpăra o nouă casă, unde va recăpăta în sfârșit liniștea. Doar așa va scăpa de vecinii malefici, căci anume ei, din spusele clarvăzătorului, i-ar fi făcut farmece. Mi-a dat permanent plăcent pe la sărbători mari. Și eu știu aceste lucruri și eu știu de la cine, dar nu răspund numele. Intrigați de pretinsele capacități ale clarvăzătorului pe care le invocă cu atâta convingere eroina noastră, reporterii Vorbește Moldova s-au întâlnit cu Dumitru. Mă tem de unii care fumează. E nici nu muște. Eu cu altă problemă ca tare, vreau să vă arăt. Cum a ajuns Viorica Caraiman în capcana prezicătorului de la Dondușeni? Câți bani achită femeia pentru serviciile lui și cum a reacționat clarvăzătorul atunci când a dat ochii cu echipa Vorbește Moldova? Aflați în această seară. Viorica Caraiman crede cu toată inima că doar urmând sfaturile prezicătorului din Dondușeni va putea scăpa de farmece și va trăi în liniște alături de soțul și copiii ei. Cum a ajuns femeia să-și pună toate speranțele în vorbele unui clarvăzător? Aflăm chiar de la ea. Viorica, te așteptăm în platou. Bună seara, Viorica, te rog să iei loc aici. Spune-mi mai întâi cum ai aflat despre acest, cum să-i zic, prezicător, clarvăzător, vrăjitor? Chiar e în raionul meu. Și s-a auzit. S-a auzit el la voi, sau... vedete acolo? Au fost și alții. Au mai fost și alții? Au mai fost și alții. Și te-a sfătuit cineva și... sau așa ai decis tu din capul tău? Și m-a sfătuit cineva, chiar am un neam, chiar care a fost. Așa. Și chiar am zis să încerc și eu. Uh-huh. Și chiar... Dar era atât de disperată că, uite, să te duci chiar la un clarvăzător? Da, da. Chiar eram disperat. Altceva n-ai încercat să întreprinzi, să-ți schimbi viața prin alte căi? N-am văzut alte soluții. N-ai văzut alte soluții? M-am dus la el și chiar am vrut să văd ce a spus el. Dar de ce te-ai dus la el? Ce problemă aveai? Am 5 ani de când s-a dat afară de la lucruri, de la serviciu, și că merg pe 6-lea și chiar nemotivat a fost. Eu am încercat de multe ori să mă restabilesc înapoi, pentru că eu sunt medicală de profil, dar lucram lucrător social de 9 ani de zile. Așa, și asta este singura cauză sau mai este, mai ai o problemă? A fost problema că permanent pe mine de 3 ani de zile, mine tot mă doare. Și coloana vertebrală tot mă doare. Și în lombar ne-a spus și medici și norma medici. Și prezicători sunt tot așa ne-a spus. Așa. Mi-a spus că așa nu m-am intrat și din start mi-a spus. Am înțeles. Probleme la serviciu. Te-au dat afară, nu te-ai putut restabili. Da. Te doare ceva și nu poți rezolva problema. Așa. Eu cu sănătate, așa nu numai cu sănătate, de la sănătate eu ajuns și la conflict în gospodărie. În familie? Cu soțul. Și da. Și eu mi-am dat seama absolut de drept și așa și mi-a spus și mi-a prezicătorul. Dar ce conflict aveți? E absolut 100% de probleme, 100% de procente. Mi-a spus că eu așa ne-ai făcut
cunosc, dacă nu mă mut în alți părinți... Ce probleme aveți în familie cu soțul? Noi permanent ne certăm și nu mai ne certăm, dar și copilul este mai mare și eva sunt întâlnus permanent, el ori ne urăște, ori pleacă de acasă. Câți copii ai? Doi. Da, unul de 2 ani și unul de 11. Uite, noi am pregătit problemele. Un scurt material despre tine și despre familia ta. Hai să-l vedem. Atenție la ecran. Soarta a supus-o la grele încercări pe Viorica Caraiman încă din copilărie. Când am avut părinți la 2 ani zile și cum a murit mătușa care m-a crescut bolnavă, apoi a rămas absolut fără ajutor. Viorica nu s-a dat bătută. Femeia a reușit chiar să-și facă studiile la colegiul de medicină și să-și găsească un loc de muncă decent. Am lucrat lucrător social după aceea, în 2006. Dar în 2001 am lucrat, o lună de zile, sor medical. Nici aici destinul n-a fost de partea Vioricăi. Din cauza unor probleme de sănătate, femeia ar fi fost nevoită să renunțe la serviciu. Încă de atunci, gândul că toate în viață merg de andoaselea deloc întâmplător a pus stăpânire pe ea. Și s-a întâmplat așa că m-au văzut ceilalți lucrători sociali într-o zi, când eu stat cam rău. Și nu m-au dat deoparte și ca și cum eu vrut să-mi priască bine. Viorica, tu nu ești de lucrat. Ești stărui și duci să fă grup de invaliditate. Și nu trebuia să lucrez, nu trebuia să-mi pensoare. Cu speranța că va avea un umăr pe care să se poată sprijini, Viorica s-a căsătorit cu Veaceslav. Ambii cresc astăzi doi copii, o fată de 11 ani și un băiețel de doar 2 ani. Însă mariajul nu i-a dus femeii fericirea și liniștea la care spera. E chestia că și eu vreau să trăiesc cu dânsul. Am spus doar, să am tata la copii, nu vreau să mă despărțesc. Chestia că el mai cinstiește, asta-i tot problema. Viorica, tu le-ai spus colegilor mei că toate necazurile ți s-ar trage din cauza unor vecini? Așa este, numai eu nu pot să le spun numele, dar eu îi sunt. Care ți-au făcut farmece? Da, și ne-au spus foarte de mult. Dar de ce crezi asta? Vreo 7-8 ani ne dă permanentă mâncare. Ei îți dau mâncare? Mari, la zile mari, adică de cum se dă pomană. Cum se dă pomană, așa îmi dau la zile mari, la copilul meu îmi pot șini. Și eu niciodată nu m-am gândit cineva poate să facă vreun rău cuiva. Și dar eu sunt în mine, puțin, toată durerea deci, asta. Dacă ei fac pomene, așa este obiceiul la noi, la moldoveni, nu? Și nu păi doar da, la noi. Dar nimeni nu știe. Deci de sărbători, de, se dau păi pomeni da, la corect, vecini. Corect, la, corect, da? Corect. Dar de ce crezi că ți-ar dori răul prin asta? Păi așa ne-a spus omul. Care am fost. S-a auzut de procente. Cu vecinii ai avut vreodată conflicte? Am avut. Chiar și conflicte directe. Dar zi-mi, te rog, cum crezi? De ce ei ți-ar dori un răul, vecinii tăi? Ce motive deci, ar avea? Pentru că la noi, poate la nord, nici nu știu, poate la nord, dar poate în genii, dacă au văzut că ai neșcat un pic, apoi stărui, dacă ești un pic mai slab, să-ți fac ceva, să te rupă de la chestia care neșechi tu o faci ceva. Și permanent am simțit asta și permanent tremur și plâng și simțesc că iasă atât de direcție negativă. E o forță de avulească asta, e 100%. Eu de mult simțesc, am câțiva ani, chiar de amă că simțesc mai bine. Ce ți-a mai spus acel prezicător? Ți-a spus cum să scapi de acest pretins blestem? Mi-a spus așa, dacă n-am să mă mut din ăștia păreți, că ori cineva din familie o să moară, ori n-a să înțeleagă nimic. Și-și pornește, nică n-a să termine. Și așa și este. Și-și pornesc, el nu dovedește sământul, parcă e jurat. Nu poate de câte ori ai fost la prezicător de ultimii 3 ani? Nu de multe ori. În timp de 3 ani am fost undeva la 3 ori. De 3 ori? Da. De ce trebuie să te duci de atâtea ori? Că nu într-o perioadă mai delungată, adică nu mă duceam în toată ziua. Păi mă duceam să văd dacă s-a schimbat ceva. Și tot așa îi spune. Poți să ne povestești cum decurge o ședință? Ce ritualuri face? Ce, da, ce ritualuri obiecte folosești? Vă spun cum face. Și așa vin mulți din România chiar. Chiar nu cred, dar mi-au spus femeile care aștepta la ușă. Era o grămadă mașini. Tu spune-mi ce ai văzut. Da. Deschide o carte de rugăciuni mare, cum e Evanghelia, cum e Biblia. Deschide un așa. Și cu o lumânare în mână, aș te întreabă și câți copii ai. Și dacă spui fals, eu spun, nu-i corect. Ai atâția copii și... Ai încercat tu să-l duci în eroare sau ce? Nu. Se vede că el vede că ai, mă rog, întreruperi de sarcini, întreruperi de sex, eu nu știu. Și el vede și el spune că n-ai un copil ori doi, dar ai 3. De ce spui micinile, așa spune. Dar el foarte bine vede.
că acolo e întreruperi. Să-mi te rog, și tu acum te gândești să vinzi casa și să te muți în alta? Da, pentru că eu nu pot acolo. Eu zi de zi că mă trezesc, asta e un coșmar în mine. Și soțul tot merge la Dumitru asta? Nu. Numai tu te duci? Eu mă duc, dar nici nu obișnuiesc bărbați. Mai mulți femeile îți duc. Așa e, pentru că și vreau să știi situația în familie. Asta așa m-am convins că să mă duc să văd chiar totuși acolo. Pentru că eu și la biserică și de acolo tot mi-a spus și nu vă spun minciuni. Am fost și la, nu la vrăjitori, la, că zici că vrăjitori, ce? Vrăjitori sunt prizicători. Dar am fost și la călugări și tot așa mi-a spus. Ce v-a spus trebuie călugări? Să umblați la cartea Sfântul Vasilie, cumva așa ia că dumneavoastră tare rău veți în measă. Și cineva vrea să vă fac un rău și gata. Echipa Vorbește Moldova a fost în vizită la prezicătorul Dumitru. Cum a decurs întâlnirea noastră cu el, aflați în curând. Până atunci, haideți să vedem casa actuală a Vioricăi, de care eroina noastră vrea cu tot din adinsul să scape. Atenție la ecran! De când se ține minte, Viorica Caraiman trăiește în această casă din satul Baraboi, pe care a moștenit-o de la mătușa ei. Locuința are nevoie de reparație. La vremea ca aici să strâng. Dar înăuntru, vă spun ce este tot crapat. Și sobă și tot podul, cum e lichit, s-o crapat. Pentru că au un venit modest, soții Caraiman au fost nevoiți să ia un credit, cu ajutorul căruia a reușit să schimbe doar două geamuri. Plătesc în toată luna 700 de lei. Am început să facem reparat și am mai făcut în sărăieșul ăsta. Puțin de tot. Viorica spune că soțul ei se teme de muncă și nu îi susține ideile. Și își înșep, nu-i chip și gata, soțul și chiar dă-i pași mâini. Scoala două zi, chiar dă-i pași mâini. Tot așa. În tătă zoi tot așa. El nu vrea să facă. Căci înseamnă tot ceva lucrează. Viorica, totuși e frumoasă casa în care trăiți. Da, dar nu ne merge absolut deloc. Văd că e îngrijită, cât de cât încerci să o întreții. Dar aici vreau să te întreb, chiar ești gata să părăsești casa în care ai locuit atâția ani? Da, am 2-3 ani de când mă gândesc la asta. Dar nu știam cum la șin să apelez. Și asta doar din motiv pentru că așa ți-a spus acest clar văzător sau totuși ai și alte motive? Doamnă, dacă să vă spun și de asta și dumneavoastră, dar dacă eu sunt singură, eu sunt când e acolo, nu ne dă mână. Dar ai început să simți exact în momentul în care ți-a spus acest om sau și mai devreme? Am simțit și singură. Și singură am simțit și eu știam cine și cum. Că nu trebuie să stai în această casă? Cam cine îmi face, de exemplu, eu simțam singură și fără prezicător. Așa, ies ceva rău. Și cât eu mă stăuiesc, mă rog. Bine, dar zici că, uite, nu vă merge. Nu sunteți oameni bogați. Vă vine chiar greu. De ce te-ar invidia vecinii? Zici că, practic, da, te invidia. Chiar să vă spun ce este, de când am pus ferestrele astea, este persoană care atât s-a uitat acolo, da? Și s-a auzit vorbind. Poate i-a plăcut că sunt frumoase și chiar s-a auzit vorbind pe în spate și da, de unde mai luat și asta bani și s-a mai pus. Și crezi că pentru asta doar ți-au făcut vrăși? Pentru două ferestre? Da, pe cum? Și că pe poarta mea, că nu intră în iad. Așa simți tu când intri. Așa simt și așa e că dici, așa simt și, și nu-i de la boală, nu-i de la boală. Eu știu cum e boala mea. La mine boala e temporară, temporară de tot. Așa. Bine, când ți-e rău? Când ți-e rău? Când tu e cum rău gândești? Mai mult, nici noapte nu e rău mai mult. Dar cum câteodată e? Cum te simți noapte. Când ți-e rău? Dar cum mă simt? Mă doare, parcă mi-e țesc. Uh-huh. Și ceva sunt așa că nu mă sunt picioare bine, nu știu. Dar simți neuntru parcă te atrage ceva aici în stomac și nu poți răbda, nu ai răbdare, ai mai multe neliniște. Atunci, în cazul ăla nu. Dar noaptea dormi bine? Dorm cu pastile, dorm. Скажите, пожалуйста, вот боли у вас начались уже после того, как вы пообщались с вот этим магом? Или до этого тоже у вас что-то было? Касаемо боли внутри. Până acum. Понимаете, дело в том, что вообще волшебники, маги, те же самые цыгане на рынке, да, или на вокзале, они действуют по одной и той же схеме. То есть они находят человека с бедой, с проблемой, и цепляются за нее, и дальше уже можно работать. Потому что когда человек отчаянный, да, когда у него какие-то серьезные проблемы, то им легче управлять.
Вот и здесь происходит то же самое. То есть одна и та же схема повсюду, то есть сколько я не наблюдаю. То есть это элементарный гипноз. Да? То есть вы попали под влияние. И когда он начинает с вами работать, вот этот волшебник, да, будем его называть гипнотизер, то он вводит вас в еще большее отчаяние и говорит о том, что он может это решить, только если вы будете внимательно его слушать. И поэтому, вот, наверное, и вам хочу посоветовать, и зрителям тоже, просто понимайте вот эту вот истину. Никто, кроме вас, не может знать о ваших проблемах. Oare și soțul Vioricăi crede că patima băutului pe care o are este un farmec al vecinilor? Ne va spune chiar el. Să-l întâmpinăm pe Veceslav. Bună seara, Veceslav. Luați loc acolo pe canapeaua de alături. Vreau să vă întreb dacă și dumneavoastră, ca și soția Viorica, credeți că vecinii vă fac farmece. Așa este. Da? Deși mă apuc, nu-i merge nimic. Dar de ce credeți că anume vecinii vă fac farmece? Ce motive ar avea ei? Invidii și... Dar pe ce să vă invidieze? Că nu sunteți oameni nici super fericiți, nici super bogați. De așa ce să vă invidieze? Nu se duce nimeni unul la altul. Nu se deschide ușa nimeni. Dar, uite, tu ești băiat, eu văd de aici că ești băiat foarte inteligent și înțelegi lucrurile. Dar ce o să aibă vecinii ăștia de câștigat? Dar vă face vouă rău. Așa sunt oameni, fac rău. Așa da. Credeți? Așa de răi sunt? De câți ani trăiți în așa casă? 12. 12. Și chiar de la început ați simțit că vă doresc răul? Nu chiar de la început. Dar când ați simțit, Veceslav? O 5 ani în urmă. Ce s-a întâmplat atunci? De atunci nu nimeri când s-a dat afară la lucru. Dar dumneavoastră? Eu lucrez. Și în afară de faptul că soția a trebuit să-și lase serviciul, s-a mai întâmplat altceva ca să credeți că vecinii vă fac rău? Vă spun, și mă apuc de un lucru, nu-i merge gata. Știți, este așa o chestie că atunci când nu vă merge, trebuie să găsiți mai întâi motivul în voi. În voi doi. Și din câte a spus și Viorica, așa cum vă ascult și pe dumneavoastră, îmi scot o concluzie, că dumneavoastră pur și simplu ați început la un nivel foarte jos în ceea ce ține dispoziția dumneavoastră sau energia dumneavoastră de viață. Deci ați intrat într-o... Viorica a pierdut lucru, are probleme de sănătate. Deci sunteți acum într-o stare de tristețe. Și starea asta de tristețe vă face ca să nu gândiți lucid. Deci dumneavoastră acum un pic nu gândiți rațional și eu credeam că e doar chestia de Viorica, iar acum vă ascult și pe dumneavoastră și mi-e straniu că chestia asta n-ar fi trebuit să se molipsească, dar probabil că sunteți în același anturaj, simțiți aceleași lucruri. Veceslav, dar vreau să vă întreb, chiar credeți și dumneavoastră că dacă vă mutați la altă casă, lucrurile o să meargă mai bine? Poate să meargă mai bine. Poate sau chiar credeți? Cred că merge mai bine. 100% o să meargă. 100% o să meargă. Sunt Veceslav, din câte am înțeles, vă place băutura? Nu prea. Rar. Nu prea rar? Haideți să ascultăm ce ne-a povestit Viorica mai devreme despre patima băuturii pe care ați fi avut-o sau vi se pare că nu aveți. Atenție la ecran. Și m-au deschis și au spus așa. Dumneavoastră aveți un bărbat și doi copii. Eu singur cred că la soț e făcută băutură. Soțul n-ar vrea așa. Dar e făcut ca și cum picați de rață, este așa făcător. Cum s-a saturat de apă, așa sunt saturi de rachiu. Și eu mă sfăresc cu domnul strașnic câteodată, când el bie una și una. O perioadă și nu se spat. Viorica, cam toate le dai la aceste vrăji, să zicem așa. Că nu te ascultă copilul de 11 ani, că soțul mai cinstiește, că te doare spatele sau capul. Că dar nu știu erau așa probleme. N-aveam probleme cu copiii. Și nici cu sfera schinării. Eu și avem problema asta de care am gradivitate. Altceva eu n-avem. El dă bie o perioadă și aia, dar nu, cum să zic, ei sunt mai ceva. Dar el mă asculta, el nu bie. Eu dacă îl rugam, era cu mai scurt conștiincios. Iar acum nu te mai ascult. Acum câteodată se nimerește că este o perioadă când așa urlă îndeamnă cineva. Și eu vorbile mele că parcă sunt zadar. Și eu chiar cred în asta. Chiar vă spun, nu știu. Cine nu crede, eu nu știu. Eu nu pot să oblec pe nimeni, știți? Ia, cum vă spun, dar eu cred. Cine a spus numele lui? Viorica, uite, eu sunt unul dintre cele mai tari clarvăzături
nu din Republica Moldova, din lume. Știai asta? Sau nu știai? Dacă vrei, eu te sincer aici, îți spun și culoarea chiloții care porți. Uite, vrei să-ți spun eu totul despre viața ta aici, în direct? Eu sunt clar vazator. Și știu că tot te-ai dus în drum greșit și ai dat peste un șarlatan, nu clar vazator. Noi am discutat cu mai mulți localnici din Dondușeni despre prezicătorul Dumitru, care de altfel e destul de cunoscut în zonă. Să-i ascultăm ce cred despre acest personaj controversat. Trebuie să iei bani mulți? Nu, asta după... Că... Cum... Știu că e și înțeles și mai sus, și care și cum... Că dorești, adică nu are o taxă. Dar pentru lecuit am înțeles că e mai mult, de asta mă temă leacă. Da, nu, apoi eu tot a fost ușut, cum trage. Și v-ați lecuit mult timp? O... O 9 ore în bloc. Vreo 9 ore ați fost? Da, în bloc. Mie și mă turna de la apă, de la morți și cum m-a hrănit tot. Что для вас распозра дата? Ну, я не хочу даже этого. Это все брехня. Не хочу. Я слышала, как он это все. Заман все брехня. Все вот тут соседи, все говорят, деньги делает на этом бизнесе. Он построен за счет таких, как вы. Построен там, если будете на правую сторону, там есть двухэтажное здание. А дочка моя ходила. Поначалу мне рассказала, вроде бы так. А после, я кажу, надо сходить к нему. А она, нет, а он не так сказал. Так. А вижу, людей там целые кучи идут. Ряды целые. А он просит много денег? Я не знаю. Ну, если я не была, тогда было в прошлом году 50 лей. А зараз я не знаю. Там был душе, но там штей дебилс, у меня в Бурбеште. Штей, у меня тогда штей. Что дебилс в Бурбеште стал? В Бурбеште дебилс, дышки, я лепикарцы, ну, кумакуло, я всю кунушку. Dar ce să adăsu? Doate, eu n-am fost adăsu, nu tu-i spune. Care spune că găsești, care spune că nu găsești. Paraznă-mă, și să spun eu ție, că dacă eu n-am fost. N-am. Dar cere bani de mulți? E, nu știu eu că cere el, dar e, voce îmi dai de lei, cred că... Viorica, dar spune-ne tu câți bani achitai? 50. 50 de lei. Asta este o taxă neschimbată. Eu așa dădeam eu. Așa m-am auzit și așa dădeam și niciodată nu mi-am făcut celălalt meu. Ți-a mai cerut ceva în afară de bani? Nu. Я хотел бы сказать немного про популярность нашего волшебника, почему вот он популярен там. На самом деле, ясновидящие, да, гадалки, и вот другие шарлатаны, будем их так называть, они используют две техники. Холодное чтение, горячее чтение. Что это такое? Холодное чтение – это когда я смотрю на вас, общаюсь с вами, да, я могу сказать, что у вас в жизни происходит. Да, то есть, используя какую-то информацию, или у некоторых вообще глаз наметанный, они могут сказать, сколько даже детей, да, или там про мужа, про родственников и в целом про проблемы. Горячее чтение – это когда у ясновидящего уже есть какая-то информация о вас, и он прямо это говорит. Вот. И в небольших населенных пунктах люди, в принципе, друг о друге все знают. И как становятся волшебниками там? Просто по чуть-чуть собирают информацию о каждом человеке. И у них как в базе данных имеется все о вас. Вот. И поэтому они тем самым могут вас зацепить, заинтересовать. И вы, соответственно, начинаете им доверять. Ну, врел собак, кунта здесь. Eu n-am să ziceam cu criteria mea proprie și spune bărbatul ăsta. Absolut nu știe nici o bază de date, nici o bază de date de persoana care... Понимаете, я вам объясню вот такую вещь. На самом деле серьезная проблема у нас вот в Молдове, особенности в Румынии с ясновидящими. Я выступил несколько лет назад на Румыния Аутарент просто с ментализмом, с трюком, в котором я предсказал, какие карты будут, какие карты выберет член жюри. И после этого мне стали писать, значит, люди из Румынии, помоги найти наши, там, вещи. Золото потеряло, да, или какие-то драгоценности, вот, или найди там человека какого-то. То есть люди очень хотят Люди очень мнительны, они хотят в это верить, они хотят это слышать, да, они хотят, чтобы вы и как-то влияли на их жизнь. Да, поэтому просто будьте осторожны, как бы... Иллюзионисты, фокусники, они демонстрируют вам искусство, да, чтобы вы на 20 минут просто прибыли в какой-то волшебной стране. А в данном случае люди пользуются вашим доверием и
вот то, что сейчас происходит. Și nu m-am așezat pe scaun și așa ne-a spus, tu vii la avort. Ai vrut să faci și avort. Eu nu-mi imaginez cum ai putea să crezi în lucruri trântite, așa aruncate, așa cumva. Eu știu chiar din sat de la mine care a fost și s-a lecuit. S-a lecuit. Colegii mei au făcut o programare la prezicătorul din Dondușeni, de care este dependentă Viorica. Ai aflat despre acest prezicător, clar văzător? Chiar e în raionul meu. Chiar am zis să dă să încerc și eu. Dar de ce te-ai dus la el? Am 5 ani de când sunt dat afară de la locul, de la serviciu și chiar nemotivat a fost. Pentru că eu sunt soră medicală de profil, dar lucram lucrător social de 9 ani de zile. A fost problema că permanent pe mine, de 3 ani de zile, mine tot mă doare. Conflict în gospodărie. În familie? Soțul, și da. Dar și copilul este mai mare și ceva sunt întruns permanent. El ori ne urăște, ori pleacă de acasă. Tu le-ai spus colegilor mei că toate necazurile ți s-ar trage din cauza unor vecini? Așa este numai, eu nu pot să le spun numele. Dar eu sunt vreo 7-8 ani, el ne dă permanentă mâncare. Ce ți-a mai spus acel prezicător? Ți-a spus cum să scapi de acest pretins blestem? Așa. Dacă n-am să mă mut din ăștia păreți, că ori cineva din familie o să moară, ori n-am să înțeleagă nimic. Și tu acum te gândești să vinzi casa și să te muți în alta? Da, pentru că eu nu pot acolo. Eu zi de zi că mă trezesc, asta e un coșmar în mine. Vă reamintesc că în această seară discutăm cu Viorica Caraiman din satul Baraboi, mama a doi copii. Femeia se plânge că nu mai poate trăi în propria casă din cauza că vecinii ar fi blestemat-o. Cel care a convins-o de asta este un așa zis prezicător din Dondușeni pe nume Dumitru. De 3 ani Viorica face cărări la ușa clarvăzătorului care i-a spus așa: vecinii i-au făcut farmece, iar unica șansă de a scăpa de blestem este să-și schimbe locuința. Mai mult, în caz că nu o va face, prezicătorul i-a sortit moarte grabnică. Și soțul femeii care se plânge că nu se poate lăsa de pahar crede că viața lor a luat o razna din cauza implicării unor forțe supranaturale. Echipa noastră a realizat un experiment ca să vadă dacă la mijloc nu e o banală escrocherie ascunsă sub paravanul unui har. Colegii mei au făcut o programare la prezicătorul din Dondușeni, de care este dependentă Viorica. Haideți să auzim cum a decurs ședința. La Dondușeni, aproape fiecare trecător știe despre activitatea prezicătorului Dumitru. Întâmplător sau nu, prima persoană de care ne-am apropiat ne-a oferit și numărul de telefon al bărbatului, așa că nu am ezitat să-l sunăm în aceeași clipă. Am auzit că dumneavoastră, nu știu, cred că să mă puteți ajuta cu o problemă. Nu apare aici, mă sun. Am vrut să vă întreb, dumneavoastră, rupeți vrej dacă da, i-ai făcut? Da, dacă sunt stare, atunci vă spun da. Dar cu lecuitul, că e mai... cum? Lecuit? Vine și-mi vedea ce ai, eu nu știu ce ai tu, ce să-ți spunem ție? I-am spus pretinsului prezicător o poveste inventată. Colega noastră s-a plâns că ar avea probleme de familie. Mare ne-a fost mirarea când bărbatul a dat frâu liber profețiilor fiind la distanță de la celălalt capăt al firului. Învățătura aia, pentru că ești mufturoasă. Doar șelile, unde are doar de capăt, să mărțesc picioarele, că ești singurul de când te născut mama. Și că la tine doar o lecție dreaptă, ai probleme cu genunchi, pe când te pare burtă, că ai înflături pe jos, și ori doar frigi în spinare, gânduri între iurec. L-am întrebat pe Dumitru și despre tarifele pe care le are. Bărbatul a evitat să ne spună cu exactitate ce preț cere pentru serviciile sale. Cât costă, ca să vin la dumneavoastră? Oh. Hai, vină, nu te mai screme atâta, că nu mai ești atâta. Da cât? Ai venit și mine. Nu, aproximativ să știu câți bani am la mine. Hai, lasă-mă, te mai frama atâta. Ce mai vine? Eu nu știu, nimeni nu dă. Ce nu trebuie? Când ești înaintea mea, eu am dat-o vreo. Care e problema? Și ai pe jos. Ești sământă, nu-i sământă. Aia e posibil să ai copii. Ai să ai pe copii. Care e problema soțului? Și la voi în curcă. Aici eu mii din întrebări pot să.
din această discuție este clar că el totuși persoana probabil că bănuia ceva, nu vrea să ducă discuții la telefon și insista persoana, deci nemijlocit să vorbească cu persoana care s-a adresat lui și bănuiesc eu, el totuși dă seama că acțiunile care le întreprinde el nu sunt atât de legale. Acesta și este motivul de ce nu a dat mai multe detalii, cât costă, deci el știe clar. Dar i-a dat și niște verdicte, ca să fie foarte clar, deci reporterița noastră care a vorbit cu acest Dumitru, nu o doare urechea, nu are probleme cu genunchii, nu are un flutur, nu știu pe unde, este bine mersit, pus sănătoasă. Da, Natalia, dar el atâtea le-a enumărat că din toate acelea putea să o doară și urechea și putea să... Deci așa poți să nimerești cu degetul în cer. Da, și dacă este o persoană cum este Viorica vulnerabilă, clar lucru că ea s-a prins la aceasta. Da, dar este foarte straniu. Cum să-i zici omului că te doare urechea dreaptă dacă tu nu te doare urechea? Și cum să-l crezi după asta? El e destul de impunător. Deci este o persoană care el se impune. Chiar dacă nu te sau doare, imediat te gândești, spune că te doare urechea, a început să te doară. Poate și te-a durut cândva urechea. Nu a durut-o nimic pe colega mea. Вот из этого разговора мы уже видим тут такую деталь, как, ну сколько денег мне с собой брать? Он говорит, да не надо. То есть он начинает втираться в доверие тем, что он в первую очередь хочет помочь. Ему не нужны деньги, он хочет просто помочь человеку. И это и цепляет. Вот. Просто на самом деле первые несколько встреч с ясновидящим действительно могут ничего не стоить. Почему? Потому что он в них заложит вам в подсознание определенную картинку, что вы должны продолжать к нему ходить. И только потом он уже будет ставить серьезные суммы, о которых вы пока не догадываетесь, пока разговариваете на первой встрече. Eu, de fapt, am înțeles un pic altfel. Deci, domnul nu era la cunoștință cu ce fel de persoană conversează la telefon. Deci, domnișoară sau doamnă. Și a spus niște chestii generale, per general, că lumea cam... Ce te doare? Ce-i doare pe toată lumea la o vârstă oarecare? Și cam, ce probleme generale poate să aibă omul din ceea ce el a cunoscut atâtea persoane? Deci, sunt niște lucruri generale pe care le spune și... În unul din aceste lucruri oricum te atinge, să zicem că la unul a avut dreptate și persoanele care sunt ușor influențabile, ca și Viorica, deci a crezut în acea mică, cum ați spus dumneavoastră, cu degetul în cer, deci aici trebuie să vă puneți întrebarea dumneavoastră, doar. Uite, este o relație între hoțul și prostul, între un șarlatan și un om patimit, nevoiaș. Un om care știe foarte bine meseria lor și cineva care habar nu are ce este în capul lui. Uite, dacă ai văzut, Viorica, la interviul ăsta care a fost telefonic, el ce a făcut? A făcut în felul următor. A făcut o cașă. Uite, cașa e pentru copii. Ei știu numai să dau mâncarea copiilor. Un om, un pic de adult, dacă se duce, ei se blochează automat. Ei maxim poate să ofere până la nivel de adolescențime, ceea ce spunea colegă, varianta de vulgaritate asta, este partea că dacă într-un fel clientul care vine acolo e crescut un pic la nivel de copil și adolescent, atunci aruncă niște vorbe de asta legat de sex, sexualitate, legat de vulgaritate care este caracteristică adolescentului. Și din tot cașă care fac, ceva se lipește. Așa este metodologie care au ei. Ei așa fac. Atunci clienților nu sunt oamenii care un pic gândesc. Uite, Viceslav, de exemplu, altfel gândește decât tine, e un pic mai altfel decât tine, e dezvoltat, e mai matur, mai puțin decât tine crede. Uite, dacă întrebi pe Viceslav, crede în chestiile astea de dragul tău. Nu prea că el crede. E pentru că el e matur, el gândește, el își dă seama că ceva nu e în regulă. Dar, pe de altă parte, ce face? Este soțul tău. În loc să te îndrume pe tine, în loc să te influențeze pe tine, încă nu a capătat puterea respectivă. Dar speranța mea, așa cum am spus, este în Viceslav. Că știe, Viorica, a patimit în viața ei, atât de tare, că încă nu a crescut la un nivel care trebuie să fie. Fizic este femeie, dar mental
încă el are frică, are teamă. Și Verica, poate să lipească de oriunde. Cum a vorbit cu tine acest vrăjitor? Deci am auzit cum vorbește cu alții, dar cu tine cum a vorbit? La fel, în același limbaj? Iată, cu astfel de cuvinte? Nu. Da, cum crezi? De ce cu reporterul nostru a vorbit așa, iar cu tine altfel? Am fost însărcinată și când am fost însărcinată, eram de 3 săptămâni. Și am umblat la avort, să fac avort la este a doilea copilaș, care de 2 ani. Și eram la treilea avort, când adică am adusesc mai 3 oară să mă duc, și era înainte anul nou. Și nu au vrut medici să-mi fac, că după anul nou, cădeam, suntem amuși, zicem, la anul nou, la sărbători. Și în momentul ăsta m-am dus cu, nu cu vecin, dar cu mătuș, cu neam. M-am dus la, e tot să ducea acolo, știu, permanent, știu. Și a intrat ientă, după aia am intrat eu. Și nu m-am așezat pe scaunul și așa mi-a spus, tu vei mut la avort. Ai vrut să faci și abort. Dar eu nici n-am ezitat să mai stau pe gânduri. Am spus, da. Și că a fost și mare păcat. A intrat înaintea dumneavoastră, mă scuzați, a spus că a intrat doamna care ați fost înainte. Și aveți în vedere că mi-a spus ruda niei? Nu, ruda i-a spus lui. Lui, pe dânsul a informat. Dacă a intrat ruda prima, poate i-a spus ceva despre tine. Nu. Eu nu m-am intrat și nu a trecut 5 secunde și mi-a spus, tu vii de la avort, amuia. Tu nu crezi că ruda putea să-i spună lui? Nu, pentru că el nu se amestecă. Nu se amestecă în viața mea, pentru că eu și am de spus a eu. Așa. Verica, я хочу обратиться вот прямо к вам. Вы знаете, вообще век спиритуализма, да, когда люди начинали верить вот всем этим шарлатанам, привидениям и так далее, он приходится на 18-19 век. Я думаю, что ваше сознание, оно не настолько низкое, чтобы быть таким человеком, когда люди были необразованы. Вы абсолютно умная женщина, абсолютно интеллигентная женщина. И я думаю, что вы не должны вот верить вот этим вот вещам. Более того, у нашей героини медицинское образование. Она медсестра по профессии. Точнее, по образованию, не по профессии. Айс, воспуни, мам, воспуни, Алтфилдер. Дак, закрыши, ну, креда, барбат. То есть, ташнишна, с мамой дуг, экземпл. Când nici nu mai am și cu căta, ei ne-a spus ce am eu, de exemplu, și eu chiar l-am crezut, nu dacă el e poate impostorul, nu știu. Eu sunt pe chelea proprie. Pe ele proprie sunt. Când e nerău și nerău de o bucată de vreme, nu așa cum eram eu. Eu eram de 60 ceva de kilograme, am ajuns la 49. Viorica, duceți-vă la medic. Este așa, știți, instituții? Am fost la medic și mi-a spus că nu ne ajută nică. A spus că n-am nimic. Medic, am fost, spus că da, nu aveți spus. Iată, eu aici, eu nu vă cred. Dar mi-e așa mă apucă, ești o calcă, două treapte la scara pragul și eu chicios. Viorica, am așa momente când eu doamne și pare ședințe, Viorica, 10 ședințe, eu să-ți dau numărul meu după emisiuni, facem și de la distanță, că să nu fii nevoit să vii să te duci, 10 ședințe eu fac cu tine și cu Viceslav, gratis, bun? De dragul copiii care aveți. Și o să vezi că se schimbe tot. Uite, numai 10 ședințe, nu trebuie mai mult. Acceptați, Veceslav, să faceți ședințe cu expertul nostru? Acceptăm. Bun, mulțumim. Acum, haideți să vedem ce a urmat când echipa noastră a ajuns la acest pretins clar văzător. Atenție la ecran. Pe pretinsul ghicitor Dumitru l-am găsit în garajul său, unde zilnic le prezice viitorul zecilor de oameni. Și este rând? Primește? Am așteptat aproape o oră până am putut da ochii cu el. Nici n-am reușit să-l salutăm, că a început să înjure. Te-am găsit pe dânsul? Da. Viața se mărgă ușor. Nici așa. Tu știi ce vrei? O figă. La ce? La cât? Nu arăt la curul, la cât arăt? Te uiți unde arăt eu? Da. Eu cu altă problemă ca tare, vreau să vă arăt. Clarvăzătorul i-a cerut reporterului nostru să-i arate fotografia iubitului ei. Ne-am pregătit din timp, astfel colega noastră i-a prezentat poza unui tânăr pe care nu-l cunoaște și cu care nu a interacționat niciodată. Eu vorbesc vorba care? Dar mie nu m-a interesat de cât timp suntem împreună, nu? Nu, 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 să văd cât. Eu n-am spus băiatul ăsta are făcători. Prosta a ieșit susăturat. S-a interesant că el nu te iubit, el te jălește.
Și n-ai observat asta? Îndată ce a lăsat la o parte fotografia bărbatului necunoscut, presupusul clar văzător a trecut la alte trucuri. El a decis să-i ghicească reporterului în palmă. Pune mâna dreaptă. Întoarce. Da, de părinții lui. Mamă, sunt copia. Mamă, Ludmila. Asta e bun. E de totul spus și chiar n-ai putut să găsești mai alta. În câteva minute, Dumitru a încercat să ne convingă că reporterul ar avea grave probleme de sănătate, deloc firești pentru asemenea vârstă. Cert este că și de această dată prezicătorul a dat-o în bară. Tu ai mai de trăit, mai învățat, de mai judecat, ce te gândești așa de vreme? Dar la 20, fie de doamnă, dar nu sucul câți bătrâni. Doare cap? Ce mai ești? Așa, în coași, așa. După aproape jumătate de oră de diagnosticuri și etichete false, Dumitru s-a ridicat de pe scaun și ne-a făcut semn să ieșim din încăpere. Această ședință ne-a costat 50 de lei. Deci, nu-i mai departe decât un simplu țăran cu o mentalitate jos, mai jos de nivel, de normă, și care folosește un limbaj absolut vulgar, care nu spune nici măcar niște lucruri gândite, măcar echilibrate cumva sau legate cumva cu o logică, măcar lucruri logic legate. Eu nu-mi imaginez cum ai putea să crezi în lucruri trântite, așa aruncate, așa cumva, din universul nostru, că poți spui versi mărunte. Viorica, dar după aceea vreau să o întreb, Viorica. Viorica, tu crezi după ce ai văzut filmul? Tu acum așa crezi? Așa ceva eu n-am avut așa ceva. Nu, tu n-ai avut așa păi ceva. Este același om, el Viorica. E același om, aceeași persoană. Este același om. Crezi? Și el nu știa că noi suntem de la televiziune, îți dai seama. Știu una. Nu mă dau. Cum să vorbesc? Eu să mă creadă cineva, chiar de un platou dumneavoastră. Eu știu chiar din sat, de la mine, care a fost șoful, s-a lecuit. Uite, Viorica, eu pe tine te cred. Eu nu știu, eu nu pot spun, să comentez Viorica, la cuiva, dar știu. Viorica, bine, asta noi trebuie să lucrăm, Viorica. Eu problema nu pot spun, ta... eu nu-s, domnul, eu nu-s. Dar eu tot țin să-i spun Vioricăi faptul că ea zice că cineva acolo la ea în sat a fost și totuși s-a lecuit. Să știți că dacă crezi în ceva, în ceva bun, în ceva rău, ceea ce ți se întâmplă și dacă tu, Viorica, o scriezi cu certitudine că dacă îți schimbi neapărat casa în altă parte, acolo să-ți meargă, poate chiar așa și se întâmple. Dar nu de aceea că ți-a spus el și așa este, că cineva ți-a făcut, dar de aceea că tu crezi în asta. Și tu de ce ți-ai băgat în cap că ție nu-ți merge, că ți-a făcut cineva ceva, asta și ți se întâmplă, ție într-adevăr în viață nu o să-ți meargă. Deci nouă ni se întâmplă lucruri în care noi credem și suntem convinși de asta. În această seară am auzit povestea Vioricăi Caraiman din Dundușeni. Deja de 3 ani, femeia bate cărările către un așa numit prezicător care i-a promis că îi poate rezolva toate problemele. Și Viorica nu este singura victimă a unor astfel de personaje. Într-o situație asemănătoare cu cea a eroinei noastre s-a pomenit și Marina Usatăi, care în anul 2012 a căzut în capcana unei vrăjitoare la fel din nordul țării. Să-i auzim istoria. Acum 8 ani, familia Gaidarji din raionul Ungheni a fost pusă la grea încercare. Mama Marinei, în vârstă de 43 de ani, a suferit un tragic accident rutier, în urma căruia a rămas țintuită la pat. Era în stare foarte gravă, eram numai prin spitale. Și noi am spus că dacă tot la Chișinău, la spital, ni s-a spus că nu are șansă să mai meargă. Când și-a dat seama că nici medicina, nici rugăciunile nu o pot ajuta pe mama ei, Marina a mers la o clarvăzătoare din nordul Moldovei. Cineva mi-a recomandat să mergem lângă Bălți, primul sătuc, Răuțel, pare mi se cheamă, că este o clarvăzătoare care îți prezice viitorul și îți spune ce trebuie să facă, la unde să mergeți mai departe. Clarvăzătoarea, pe care toți o numeau Irina, a devenit cunoscută prin ritualuri cu implicarea icoanelor. Ea se uită la tine și îți spune sens viitorul, îți spune chiar dacă ai o problemă, îți spune ce trebuie să faci. Cu icoanele, e să roagă, e faci discânt și tot la icoană se uită și ceva de genul. Marina povestește că în schimbul a 150 de lei vrăjitoarea a identificat rădăcina nenorocirii care s-a întâmplat cu mama ei. Vinovat de toate relele ar fi fost un lănțișor pe care îl purta la gât tatăl Marinei.
de aur. A spus că lanțul ăsta e vrăjit, de asta și-a nimerit mămica în accident, că lanțul ăsta ți-a dus și nenoroc și trebuie numai decât să scapi de el, că dacă nu scapi, atunci îți faci și tu accident și o să urmeze o perioadă încă mai grea în viața voastră. El avea 20 sau 30 de grame de aur. Și eu a spus că nu, eu nici nu pun mâna pe el, aruncă-l așa într-un colț de cameră, acolo sub icoane, spune că eu pe urmă să-l descând și să-l îngrop. Ieși de la mine, o cerut inele să-i dau, că tot am inele care-s vrăjite. O minune nu s-a întâmplat nici în acel an, nici în următorii. Marina spune că deși a încercat să-și recupereze aurul, nu a reușit. În primul rând, când a intrat la ea, eram toți disperați și eu profitat de faptul ăsta, pentru că și oamenii care ajung la ei sunt deja oameni care au o problemă. Femeia are și câteva recomandări pentru Viorica Caraiman. Cel mai corect ar fi ca doamna dată să meargă la un psiholog care o să ajute să treacă peste. E imposibil cineva să poată schimba în viitorul nostru decât o facem noi. Totul depinde de noi. Как мы увидели, там это очень серьезное давление, с которым он разговаривает, да, с человеком. Вообще, высокая вероятность, что, скорее всего, он вводит своих людей в гипноз. То есть, если он видит человека относительно слабого по характеру, то он вводит просто его в гипноз. И когда человек под гипнозом, у него критический барьер снижен, можно ему внушать все, что угодно, причем глубоко на подсознательном уровне. И потом уже вытащить это из подсознания, как мы видим здесь, очень сложно. И, наверное, все-таки здесь нашей героине придется обратиться к специалисту. Ce le-ați putea recomanda eroilor noștri, ambilor dintre ei, nu doar Viorica, pentru că este și Veceslav soțul ei, spunea domnul Muhamadi Fard, care cumva multă speranță își pune în Veceslav. Să vedem ce spun ceilalți. Eu le-aș recomanda, iată, de mâine dimineață să se trezească și să-și înceapă activitatea zilnică pe care o au. Cine merge la muncă, merge la muncă. Cine face lucrul casnic, face lucrul casnic. Și atunci, domnul Veceslav, când veți vrea să beți un păhărel, să vă gândiți. Eu îl beau pentru că cineva îmi vrea rău? Sau eu îl beau că eu sunt slab de fire și nu mai știu ce să fac? Deci, dumneavoastră, puteți să decideți pentru dumneavoastră că astăzi nu serviți mai mult decât un pahar normal și vă duceți să vă construiți ce aveți de construit în ogradă. Și gata. Recomandarea mea pentru Veceslav și Viorica rămâne valabilă, mai ales pentru Viorica, că e nevoie, dar nu numai pentru ei, pentru toți cei care ne privesc și într-un fel să gândesc să apeleze la acea servicii sau inclusiv acei clarvazatori, prin intermediul Vorbește Moldova, eu ofer servicii gratise, măcar de două ori să sune. Iar eu vreau să-i spun atât Viorica cât și soțului ei că voi sunteți într-adevăr, sunteți o pereche de oameni fericiți. În primul rând că aveți mâini, picioare, cu doi copii sănătoși, v-a înzestrat Dumnezeu. Aveți o casă, aveți o grădină atât de frumoasă cu flori și eu v-aș propune ca mâine dimineață să vă sculați împreună și să beți un ceai acolo în grădina voastră de flori, să zâmbiți, fiindcă eu văd pe fețele voastre o tristețe și de asta voi și vă gândiți de acum de naturat și nu sunteți capabili să gândiți frumos și vă gândiți și vă axați pe niște lucruri și nu doar pe negativ. Și atunci o să vedeți cât e de frumos și ce familie frumoasă aveți și poate vă scoateți din cap ideea să vă schimbați casa. Iar dacă asta vă doriți și vreți din tot sufletul să vă schimbați casa, dacă dumneavoastră vă doriți și asta vă cere, schimbați-o. O schimbare niciodată nu face rău. Vom expedia poliției materialele noastre video despre prezicătorul Dumitru din Dondușeni și vom solicita oamenilor legii să cerceteze acțiunile lui sub aspect penal. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.